adevărat mitul acesta în care dacă deschizi la 3 dimineața sau între 3 și 4 spică legendară? Hai să vedem, să scrieți în comentarii câți dintre voi ați încercat, vulpițelor și vulpișorilor, treaba asta și va pica legendară la ora respectivă sau un brawler. Adică credeți voi că este garantat? Nu știu dacă să mai aștept atâtea ore, adică m-aș pune să dorm, e atât de somn. Salutare vulpițelor și vulpișorilor, ce faceți, cum mai sunteți? Bună dimineața sau amiaza, depinde la cât v-ați trezit voi în momentul în care vedeți acest episod. Astăzi suntem pe contul meu mirobolant, pe contul meu frumos în care l-am pe Sergi. Ia uitați-l ce frumos este aici pe ecran. Mă apropii de asemenea de 11.000 de trofee și curând o să deblochez și mega box-ul de la 11.000 de trofee. O să vă rog să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Mi-ar plăcea foarte mult și vă mulțumesc în avans. Să rupeți butonul de like, să facem, nu știu, cel puțin 500 de like-uri la acest episod. Să lăsați comentarii șmechere ca de obicei, că o să vă dau inimioară la fiecare. Și astăzi vreau să deschid două mega box-uri pentru voi. Am unul aici și mai am unul aici. Restul vreau să le mai strâng ca să fac așa un opening mai mare, să vedem ce o să ne pice din aceste două mega boxuri. Este ceasul 12 și 5 minute. Nu știu ce să fac pentru că am văzut că mi-a scris acolo în comentarii că dacă deschid după ora 3 dimineața, între ora 3 și ora 4 dimineața, ci că pică legendară. Nu știu ce să fac, să mai aștept câteva ore până să le deschid sau să deschid acum în speranța că dacă e să pice, o să-mi pice și acum. Nu știu, oare este adevărat mitul acesta în care dacă deschizi la 3 dimineața sau între 3 și 4 spică legendară? Hai să vedem, să scrieți în comentarii câți dintre voi ați încercat, vulpițelor și vulpișorilor, treaba asta și va pica legendară la ora respectivă sau un brawler. Adică, credeți voi că este garantat? Nu știu dacă să mai aștept atâtea ore, adică m-aș pune să dorm, e atât de somn. Și dacă ziceți voi că chiar e pe bune, data viitoare când o să fac din nou mega box și eventual o să mi-l deblochez pe acesta de la 11.000 de trofee, o să testez treaba asta și o să stau trează ca să le deschid la ora 3 dimineața. Nu, între 3 și 4. Hai să vedem. Așadar, hai să vedem ce noroc am eu astăzi. Sper să fie cu 6. E cu 5. Ok, cred că trebuia să stau până la 3 dimineața. Deși ați văzut că am picat și din 5, așa că se mai întâmplă excepția aceea. Uite, 200 token doubler ca și bonus și mai am încă unul. Să fie cu 6, tot cu 5. Dar poate, poate excepția aceea care v-am spus eu că am pățit-o. Da, nu pot să fie, ce să zic. Mi-aș lua și pinurile acestea pe search, că le poți lua așa pe sărite. Iar rest va trebui să așteptăm să mai fac aici, să mai deblochez. Mamă, dar și ce am observat eu? Stai că vă zic eu imediat ce am observat. Pe Brawl Pass-ul trecut, din sezonul trecut, erau 60 de taiere de, în total și aici sunt 70. Deci ai cu 10 în plus, trebuie să te chinui mult mai mult ca să ajungi să iei skin-ul acesta pe search. Da. Ce să zic, nu-i prea fain pentru că și așa data trecută am fost cam la limită acolo cu strânsul taierelor. Aproape că nu mai apucam să le fac, încercăm pe solo, de exemplu. Să facem niște trofee aici și pe search, că v-am zis că trebuie să mai muncim la el. Să scrieți cam până la ce taiere ați ajuns voi. Hai să vedem cine este așa foarte harnic și hărnicuță, cine a jucat foarte mult. Sunt curioasă pe la ce taiere sunteți voi. Eu zic că sunt destul de ok, se aproape la jumate. Deci, băi, i-aș fi dat la derilul ăsta. Mamă, ce low era. Nu-mi vine a crede ochișorilor mei. Bă,
berile astea rece are cu mine. Ei! Tot fuge de mine, bă. O dă cu mine, apoi fuge. No, mă. Ce scapă de ri? Nu mai moare în sfârșit, o muri, bă. Hai, mă, mor și tu. Nebunie, nu alta. Oare pe unde o fi? Cine a rămas ultima persoană? Hai să vedem. Cine e ultimul brawler rămas în viață? Ia uite. Ia uite cine e, să nu lăsăm să se apropie de noi prea tare. Mamă, că mi-am dat ultima dată fără să vreau. Mamă, că e nervos. Stai, bre. Unde fugi? Stai să pun și eu, că sunt nervoasă. Nervoasă tare. Vino mai aici, mă. Vino mai aici, nu mai fugi. Haide, bro. Pe bune, bro. O trebuie să fug atâta după Rosa. Dar am prins-o într-un final. Așa, ia uite. Ce super! Am făcut și rang 5 pe search. Super mișto. Așa, mamă! Și mă apropii cu pași repezi de 11.000 de trofee. Cred că o să dau tot așa la solo ca să câștig, să mai adăugăm 10 trofee la colecție. Hai să vedem. Direct cu o cutiuță aici m-am trezit. Sunt curioasă dacă o să mă întâlnesc cu alt search pe hartă, să ne batem aici, să ne dăm pum, să ne etalăm, cum să zic aici, forțele. Ei, Barlito! Mamă! Dar cine a tras așa? Ai, de capul meu, ce lăuz! Uhu! Foarte lău eram acolo. No, ca acum mi s-a făcut și mie viața. Penia asta cam sparge pe aici, aș putea zice, este că mă cam urmărește. A fugit. Trebuie să mai iau și eu cutiuțe de undeva, că sfaliment fără cutiuțe, am doar un singur power. Aoleu, care 6, bro, de ce mi-am dat ultimata? Nu trebuia. Ma! Vai de mine, ce damage mi-a dat. Hai să vedem. Ce faceți? Cred că își pune tureta, așa-i? Hai de capul meu, hai bateți-vă, că eu trebuie să ies de aici. Mamma mia. Mamma mia. Na na na. Na na. Na 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 na. Mamma mia. Andă ta na ta tu 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 tu. Oare cât power are? Hai să vedem. Cred că are 8, așa-i? Vino mă încoace dacă te crezi tare. De ce nu fii încoace? Haide, bro. Mamma mia. Ta na 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 na. Ta na. Na 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 na. Mamma mia. Tara tara ta. No! 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 Cine a câștigat oare? Eu am câștigat. Băi, și am murit deodată. Mamă, ce tare, super tare. Hai să dăm încă 10 trofee. Mișto rău, așa-i? Încă 10 trofee. Avem 10.955. Ne apropiem cu pași repezi. Hai să ne punem și pe duo, și să vedem dacă vrea cineva să intre de aici. Ia uite, este Georgiana online și Leon. Sunt aici alături de Leon and Spike, un brawler. Hai să dăm, ia uite că s-au pus cu Mr. P. Super mișto. Hai să vedem ce echipă facem noi împreună, search cu Mr. P. Ia uite că avem și două cutiuțe aici jos.
Dar te las pe tine, eu mă duc să o iau pe asta de sus cât mai pot. Așa. Mamă, tu te bă de aici. E un ani care nu ne lasă în pace. Stai că mă duc eu pe aici așa. Să-l prinde. Nu, că nu-l mai prind. Ia uite că ne-a ajutat AB-ul de sus. Așa. Și pe Max ăsta trebuie să-l prindem. Haide! A, nu, că eu am venit acum. Oh, super! Hai să vedem mie să mi se facă viața între timp. L-ai bătut sau? A murit? Și nu a lăsat power? Ha! Nu știu, hai să mai vedem, să ne mai plimbăm pe aici, să ieșim din zona aia crepusculară. Unde v-ați dus, bă? Aoleu, bă! Bă, 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 stai că nu chiar așa. Aici îs? Aoleu, Piper asta! Ce face din noi? Ne ține la distanță. Că nu mi-ajunge atacul până la Piper. Trebuie să mă mișc mult. Mamă! Yay! Am câștigat! Super! Forță! Bravo! Bravo, bravo, echipă! Super mișto a fost! Deci cam acesta a fost episodul, dacă v-a plăcut nu uitați să rupeți butonul de like, share și subscribe. Eu am fost Foxy, am și Instagram, Instagramul meu e foxy.insta, vă pup!